Mai mulți primari din Moldova care au implementat cu succes proiectul din cadrul satului european au fost invitați la guvern, unde în debutul ședinței de astăzi au asistat atât la prezentarea unui rezumat al primei etape al programului, cât și la aprobarea lansării inițiativei Satul European Express. În context, prim-ministrul țării Dorin Recean a declarat că în continuare executivul are sarcina de a găsi și mai multe surse pentru dezvoltarea satelor de la noi. Eu mă bucur foarte mult că primarii care fac parte din cei 100 care au finalizat proiectele sunt aici cu noi. Vreau să sper că acest program este suficient de încurajator pentru cetățeni. Este o susținere pentru primari, pentru administrația publică locală. Pentru că în felul ăsta noi, real, construim Europa la noi acasă. La rândul lor, primarii prezenți la ședință au salutat lansarea inițiativei Satul European Express, menționând că doar astfel se poate îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor.